Să încep prin a le evoca pe un moldovean, ofițer de poliție în vremurile celelalte, dar un om de mare omenie. Constantin Atomi. Oh. E aici. Constantin Atomi. Oh, oh. Domnul Ciociu îl cunoaște foarte bine. A fost membru al Cenaclului de care mă ocupam eu la Casa de Cultură a Ministerului de Interne. Avea un umor de o suculență extraordinară. El parcă ziceai că emană din el cerebral, să din el ca un șuvoi. Așa. Am să vă spun în câteva cuvinte, totuși o întâmplare cu Constantin Atomi. Are nota ei de hază această întâmplare. Și o fac pentru că Atomi, dacă acolo unde se află, dacă într-adevăr poate auzi și eu cred că poate auzi, se bucură pentru că face parte din felul lui de a fi, de a face asemenea pocinoace, ca să zic așa, ghilimele de rigoare prietenilor lui. Inițiasem la un moment dat activități sub genericul următor. Un poet serios, iubit, gustat, prizat de public, zicea Constantin Atomi și prietenii săi. Tenea Atomi, prieteni și la sala mare acolo. Acum încep deja să-mi aduc și o aminte. Așa. Acum ce-mi face mie Constantin Atomi? De bucurie că i-am oferit această posibilitate să vină cu prietenii lui și să umple de bucurie sufletele unei sări tixite, cum era aceea de jos de Nichita Stănescu. Probabil a dat telefon la verii lui, la nu știu ce, și au venit ăia de acolo, de la Roșnov, cu vin, cu țuică, cu nu știu ce. Pe vremea aia, șeful Cenaclului era apostol, cred că l-ai cunoscut pe Ignea. Da. Și el era șeful și eu eram ajuntul lui. Și mă uitam la cer, nu mai venea păstic, mai erau 5 minute, trebuia să intram pe șeful și Constantin Atomi nu venea. În sfârșit, când mai erau vreo 3-4 minute, apare Costică cu verii lui, se bălângănea pe picioare. Domnul apostol era ofițer, el risca mai mult decât mine dacă risca, dacă avea curajul să-i... Domnul apostol zice, eu cu ăsta nu intru pe scenă. Ia se pare că cu picioare. Băi, ce dacă sala plină, cum ne bate joc de lume? Și atunci mi-am asumat eu chestia asta. Am luat cu mine un scaun. Vezi că dacă se prăbușește să așeze pe scaun. Am luat un scaun și, mă rog, am... motivat într-un fel gestul, zic că prietenul nostru, și știu că e și al dumneavoastră, a avut o tură prelungită, nu așa, și e cam obosit și nu știu ce zic cu tare. Ei, ghinionul meu este că la balcon era secretarul Comitetului de Partid pe Ministerul de Interne. Mă rog, păi las, mai puteai să-i păcălești, ăștia aveau niște oi de vulpoi. Mm. Și a doua zi, după ce s-a întâmplat povestea asta, mă rog, până la urmă am dus-o la capăt. Mai cu bălângăneală, mai cu nu știu ce. Așa, el era iubit de oameni și probabil că au înțeles omenește faptul că era obosit, că eu pe chestiile astea am pedalat. Și a doua zi mă cheamă la Comitetul de Departie. Cum ați ieșit, cum ați îndrăznit, domnule, dar omul era obosit. Domnul Călugărul, ce n-ai mai înveți pe noi cum arată un om obosit și nu știu ce. Și zice, domnule, pentru că e prima abatere și nu știu ce cu tare, vă dăm o mustrare cu avertisment. Mi-a dat 6 luni de zile. Asta a fost după 6 luni s-a ridicat. Ei, asta era Costică. Puteam să mă supăr pe Costică? Nu puteam să mă supăr. Și om așa și nu te scuze, domnule, după au venit verii mei, puteam eu să nu și cu tare. Așa, o întâmplare care mie mi-a rămas la suflet. Și acum să vă citesc, ca să, într-adevăr, să vedeți că ne aflăm în posteritate în fața unui poet cu adevărat sensibil. Spuneți titlul volumului să audă. Volumul se numește Sentiment de Țară. Și mai avea unul pe care nu-l găsesc
l-am. S-ar putea să l-am eu acasă. Pomii râd, pomii râd cu hohotele floare. A, nu, nu, ăsta l-am atunci. Ăsta e sentiment de țară. Constantin Atomic. Cred că ați auzit. E... Nu știu dacă vă descurc. Ofițer. A fost ofițer. Dar un mare, mare tare. Și în această poezie, Câinele Uitării, cred că este una din poeziile scrise cu cea mai mare durere a sufletului pentru faptul că viața te pune în situația ca să pleci din locul copilăriei. Și ce asociere. Așa? Și, dar simți cândva dorința de a te întoarce la locul de care ai fost cândva atât de legat. Ei, acest hiatus, această distanță între timp din locul de pe care le iubeai și cu care te-ai născut și care au ajuns să fie în tine, sunt acea copilărie pe care nu ne-o poate scoate nimeni din suflet, cu care mergem în mormânt chiar. Și poezia aceasta, Câinele Uitării, ne înfățișează ce a simțit, ce a trăit Constantin Atomic când după mulți, mulți ani s-a dus la locurile copilăriei. Cu gândul că măcar puțin, puțin se mai păstrează din ce a fost odată. Și iată ce a întâlnit. Câinele Uitării. Mă latră în poartă, Câinele Uitării. Întunecat la blană ca un mosc, de se întristează troscotul cărării și pomii care nu mă mai cunosc. Nu-i nimenea un zâmbet să-mi ofer. Salcâmul-și scoate ghearele hain. Ograda dă alarma prin tăcere. S-o tulbure de parcă aș fi străin. Bunicul și bunica nu-s pe acasă. Cam de aproape 20 de ani. Cu firea lor prea strict bisericoasă, ori fi prin rai, argați la bucătare. Cireșului cu dulce rod din care făceau toate vecinele compot, i-a mai rămas din faima foșnitoare, prin tufele de brusture, un ciop. Peșura tot cu paie învenită se casără trei fire verzi de știri, iar sora mamei, tușa mea iubită, s-a dus să doarmă un pic la cimitir. Chiar mama a plecat pe punți de vise, din pânze albe și de motocei, spre veșnicia porților deschise, să vadă ce mai face sora ei. Nu-i nimenea un zâmbet să-mi oferă. Salcâmul-și scoate ghearele haine, ograda, dând alarma prin tăcere, o tulbură de parcă aș fi străin. Mă strâng de gât regretele amare, din streașină mă scuipă un motan. Ce-o-i fi făcut eu de-am devenit eu oare azi locului de naștere dușman? Chiar casa cu șindrila vremuită, proptindu-și toate tainele în zăvor, mă sfruntă în stâlpul vremii sprijinită ca patria un mare trădător. Foarte frumos! Acesta era Constantin Atomic. Este și el. Te rog, citește și o poezie de dragoste de-a lui. Sunt da, 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 merită. Poezie de dragoste a lui Atomic sunt extraordinare. Vreau să vă spun că este un alt poet militar, Sclipitor al Armatei, nu știu dacă îl cunoașteți, Liviu Vișan, care e președintele Ligii Societății Scriitorilor Militari. Domne, sunt două valori extraordinare. George Astalo spunea pe bună dreptate că acești poeți militari au rămas așa într-un cont de umbră și n-a avut niciodată timp pentru ei cineva din Uniunea Scriitorilor și sunt cu cum să spun eu, cu multe, multe, cum să spun, trepte deasupra
unora cu funcții importante din Uniune. Uite, o poezie dedicată soției sale. Da. Uite ce frumos! Să vedeți că și pentru soție poți să faci o poezie care să te facă să vibrezi. Dacă ai motiv. Niciodată. Privește, iubito, spre zarea înserării, cum moare din viață iarăși o zi. Mâine, o alta din apele mării ochilor noștri va străluci. Cum zilele pleacă ușor câte una, când firea cea crudă ne-o hărăzi, spre stranii amurguri porni vom cu luna, dar noi niciodată nu vom mai răsări. Pe această alee din țărmuri de mare, iubiri nenăscute iar vor șopti, mereu peste veacuri de valuri solare, eu ce cadență ar fi de mai promită, plutivor, corăbii, noi nu vom mai fi. De aceea, în clipa trăirii supreme, lasă-mă numai pe mine a gândi, să scriu cu cerneala înserării poeme spre vremea aceea când nu vom mai fi. Să scriu cu cerneala înserării. Sunt versuri extraordinare.